Bună, bine v-am regăsit. Poate că dacă ești de acord, n-aș fi ca să mai deschidem un pic subiectul orgoliului. Un alt front de luptă. Un alt front de luptă, da. Măi, deci eu nu știu de ce trebuie să ne luptăm ca proștii când putem să trăim atât de liniștiți și fericiți. Dar, mă, probabil că așa e mersul lucrurilor până la un punct. Nu, e foarte important să luptăm și să suferim cât mai mult, pentru că ego-ul suferă și vine un moment în care el se satură și când se satură de durere, atunci se ridică la suprafață iubirea. Deci, da. De vorbă bună nu înțelegem, adică atunci avem nevoie de suferință. Nu prea am auzit nicio să înțeleg ce de vorbă bună. Doar construim. Da. E foarte interesant, sunt foarte mult. Uite, am un caz delicat așa și ce bine că mi-a venit acum în minte, care este, e un pic aparte, în sensul că eu nu am mai întâlnit un astfel de caz. M-a sunat o mamă din disperare pentru că are 3 fetițe și cea mare, nu știu, 10-11 ani, nu mai știu exact vârstele, ceva cu 2-3 ani mai mică și cea mai mică în jur de 3 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, 2-3 ani. 2 ani și ceva, că de aici a pornit de fapt discuția. Și acum o săptămână, dacă nu mă înșel, a descoperit că fata cea mare are diabet de insulinodependent, fata mijlocie are diabet insulinodependent și cea mică a descoperit acum o săptămână că are și ea și momentan încearcă variante alternative, ar vrea să nu mai facă cum a făcut la celelalte două, să nu treacă direct pe insulină. Și mi se pare un caz interesant. E o doamnă cu foarte multă blândețe așa și cu, nu știu, are o căldură, aș putea să spun. Dar în spate, e clar că sunt niște programe și întrebarea este cum de se repetă la 3 copii, da? Da. O boală atât de delicată. E complicat. Uite, întreabă un lucru. Ce s-a întâmplat cu mama sau cu bunica ei? Unde bunica, spre exemplu, ei, a avut probleme cu bărbații. Pentru că problemele respective s-au transmis ca programe și au trebuit să fie blocate în modul acesta la copii, la copiii ei. Da. Așa din ce am simțit eu și din discuții în cazul ei, relația e destul de frumoasă cu soțul, să știi. Păi da, asta am zis. M-am îndreptat spre bunică. Acolo s-a întâmplat ceva. Poate să fie chiar și relația dintre ea și mama ei, oare? Și ea cu mama, dar mai ales bunica, ce s-a întâmplat în viața ei, în timpul războiului ceva. Uite, de ce? Am întâlnit o situație de genul ăsta, a povestit un domn, că o bunică, în timpul celui de-al doilea război mondial, de prin zona Radului de acolo, a fost violată de nu știu cât mulți soldați ruși. Și ea a avut o ură neîmpăcată față de bărbat. Ură care s-a transmis copilului ei. Și avea 3 băieți și toți 3 băieți au făcut leucemie. Când cineva i-a spus că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, a înțeles parțial, a făcut-o posibil să se întoarcă la Dumnezeu, dar ura pe bărbat nu a șters-o complet. Da. Doi dintre copii, dintre băieți, în momentul în care încercau să devină mai puternici, adică mai masculin, făceau sport, când au făcut sport, mușchi și așa mai departe, imediat s-a declanșat programul de la bunică și i-a blocat prin leucemie. În momentul în care ea s-a întors la Dumnezeu, 2 dintre băieți le-a dispărut din senin leucemia, dar a rămas al treilea. Deci, încă o să zic că ceva este față de bărbat. Și
Ok, da, legat și ce, de... Spune ce este la bunică. Este atașament de material exagerat de tare. Adică diabetul asta înseamnă atașament de viață. Dar poate să fie și atașamentul soțului, pentru că aici eu am avut o discuție, am discutat despre atașamente, pentru că întotdeauna când se ajunge în energie de pierdere din toate mecanismele divine pe care le știm noi, se ajunge în energia de pierdere pentru că undeva, cineva are un atașament foarte puternic. Da, dar ea are 20, e, bărbatul are 20%. Nu poate să influențeze. Bunica are mult, are 80% și energia aia e puternică. Dar aș vrea să menționez că soțul acestei doamne are afaceri și chiar spunea că că vrea să mai deschidă niște afaceri. Da, îndreaptez pe ea. Cine este atașată de material? Femeia. Că femeia l-a determinat să fie așa. Da? Ok. Bun. Da. Și se întrebe pe mamă dacă bunica nu mai este. Dacă i-a transmis acest program de nebunii după viață, după materie. Mai e o chestie, simbolic vorbind, de... ca și boală, știi? Că este e legat de dulce, știi? Deci este legat de dulce. Da, poate dulce. Să fie și atașamentul de confort? Da, orice înseamnă materie este atașament și e foarte periculos. Prin dulce omul se atașează de materie. Da. De viață, de viață. Pune nu viața pe cânghieta. Da, și trebuie oprită și oprită în forma asta. Pentru că este continuă și Dumnezeu vede că nu este dispus să renunțe. Și atunci o oprește brutal, în modul acesta. Da. Adică, cu siguranță că este la mamă. Pentru că o doare când vede copiii ei că suferă în modul acesta. Da, este terminată la propriu. Deci folosește exact. Copiii, că prin bărbat n-a reușit. Folosește copiii ca să o desprindă. Am înțeles. Și mama trebuie să se uite la mama ei. Că vine de acolo. Dar ce putem noi face dacă au făcut, că sunt tot felul de programe din astea care, să zicem ca în acest caz, dacă nu-i aparține programul și aparține bunicii și bunica nu mai e, să zicem, știi? Deci, mama ei trebuie să se schimbe, să se desprinde de material și ea trebuie să se schimbe. Și atunci se șterge deci pe linia de femei. Da, se șterge sus în lumea de dincolo. Interesant că au doar fete. Da. Trei fete, știi? Da, foarte interesant. Fii atent. Și în măsura în care se șterge și sus la bunica care nu mai este, o ridică din poziția în care este. Că ea s-a auto-blestemat acolo, stă, s-a blocat singură. Deci materia, omul nu trebuie să caute materia, că materia ia din viață. Da. Trebuie să nu pună pe primul plan, adică să nu facă totul pentru ea, să fie neglijent față de materie. Atât cât are nevoie și mai mult nu are nevoie. Mai mult este diabolizare și periculos. Și imediat trebuie să fie adus înapoi prin suferințele astea. Da. Bun. Ok. Ce mai vreau să zic? Mă gândeam la ce cazuri mai am. Uite, am un caz în care cineva... Așa, astea vin destul de des. Cineva și-a cumpărat un apartament și nu mai poate să-l plătească. Adică este foarte, foarte greu. Și soțul nu lucrează, lucrează doar doamna. Și bineînțeles că doamna este copleșită. Știi ce am observat? Că în momentul în care se schimbă rolul ăsta între bărbat și femeie, femeia nu doar că devine masculină în comportament, se vede și pe fizic. Da, devine robustă, mare. Da, e o chestie foarte interesantă, că eu sunt în rolul de observator acolo și am observat că efectiv se transformă și fizic. Este impresionant. Așa este. Așa este. Și ce poate să facă această doamnă? Păi ea trebuia să nu se bage în chestia asta, dacă soțul... Eu le-am spus să-și vândă apartamentul și să ia unul mai mic. Sigur că da. Să ia unul mai mic. Este prea mult. Da, pentru că asta înseamnă că și-a dorit confort, știi, când are 3-4 camere și nu au nici copii, sunt doar ei doi. Da. Deci nu are nevoie de 3-4 camere, adică... Ea pe de altă parte, cu siguranță că n-a fost hotărârea lui.
A fost hotărârea ei. Deci ea din stat a funcționat ca bărbat, da. Și Dumnezeu i-a dat situația asta special ca să o facă feminină. Să-i reducă din masculinitate. Da, să o oblige cumva. E foarte, spunea că e ca într-un corset așa, e strânsă din toate părțile. Sigur. Soțul nu lucrează absolut deloc. Păi de aia nu lucrează, că nu trebuie, n-are voie să lucreze. E blocat de divin. Ca să-i fie greu să trezească și să găsească o soluție în care să dea materia. Deci omul trebuie să hotărească singur să se lase de materie, să o să desprindă. Da. Păi asta i-am zis și eu că e... Dacă nu va suferi și se va trezi cu boli, următorul pas e boli. Sunt boli. Sunt bolile, da, dar cred că deja are, din ce am simțit eu, structura acolo, nu e în regulă. Plus că în momentul în care orice fizic uman are 20-30 de kilograme în plus, acolo e un dezechilibru clar. Adică nu e vorba doar despre, nu știu, că mănânci mult. E dezechilibru emoțional, e dezechilibru comportamental, e dezechilibru poate în toate ariile, știi? Da, ideea este că nu trebuie să facem niciodată totul pentru materie. Nu trebuie să... Da. Atâta cât ai nevoie și mai mult nu, te oprești. Da. Și dimensionezi după aceea tot ceea ce faci ca să nu-ți vină mai mult sau dacă îți vine mai mult, dai. Da. Bun. Mă mai gândeam la un caz care va fi ultimul. Vreau să mă adaug ceva. Să vezi, în momentul în care omul primește mai mult și își crește nivelul, se diabolizează. Adică apar necazuri. Este ca și când ar dori să sufere. Și vine cazurile ca să îl readucă în poziția aceea de suficient și necesar. Atât cât ai nevoie. Da. Este ca și când el ar vrea să sufere mai tare. El când vrea mai mult, el vrea să sufere mai tare. Și face rău și copiilor. Oamenii nu știu lucrurile astea. Din fericire, în ultima vreme încep așa să intre în conștiința colectivă. Chiar mă uitam și sunt impresionată că e din ce în ce mai multă lume care vorbește cumva ca noi sau care ți-au citit cărțile. Iar cine pune în aplicare vede rezultatele. Acum asta deja e opțiune personală. Fiecare n-are decât să-și asume suferința dacă nu știi. Uite, am întâlnit o doamnă cu care a făcut, Marian din Canada, a făcut un binar și are o fetiță de 3 ani și a învățat însușirile sufletului și cum funcționează ego-ul, care sunt însușirile lui, și a început să vadă și să gândească la 3 ani. Păi dacă un copil la 3 ani a ajuns să înțeleagă așa de clar și de simplu aceste lucruri, un matur de ce să nu le înțeleagă? Pe de altă parte, în momentul în care a văzut-o pe mamă că s-a supărat, i-a spus: mamă, fii atent că ai intrat în neguț. Și vei suferi de la 3 ani. Bun, mulțumesc. Vrei să spui despre o doamnă? Da, dar este târziu. Lasă că revenim noi, da? Mulțumesc frumos.